pe scăderea cheltuielilor bugetare. PNT consideră că este necesar un plan național de investiții și un program de sprijin al capitalului românesc pentru depășirea crizei economice. În consecință, în baza protocolului pe care noi îl avem cu PDL-ul, Comitetul Național de Conducere al PNT-ului, întrunit la Brașov, a solicitat partenerilor democrați liberali consultări între guvern și experții PNT-ului pe tema măsurilor anticriză. Un exemplu ar fi înființarea unui fond de garantare la nivel guvernamental, care să fie pus la dispoziția companiilor românești în această perioadă. În opinia PNT-ului, o astfel de măsură conduce la infuzia de bani în economia reală. O măsură externă, susținută de PNT, este crearea unui fond monetar european înăuntru Uniunii Europene. Nu numai România se confruntă în prezent cu dificultății ale balanței de plăți, ci și alte țări membre ale Uniunii Europene din estul Europei, la care se adaugă acum și Grecia. Apelul la Fondul Monetar Internațional al țărilor din UE riscă să slăbească încrederea în capacitatea pieței comune europene de a găsi soluții pentru depășirea problemelor. PNT va susține în structurile Partidului Popular European înființarea unui fond monetar al Uniunii Europene. Fondul Monetar European ar trebui să fie înființat de către țările din zona euro și să acționeze precum Fondul Monetar Internațional, acordând împrumuturi în baza unor reguli care vor fi stabilite la nivelul Uniunii. Această situație ar conduce și spre surmontarea dificultăților care au apărut de fiecare dată când o țară membră UE a apelat la Fondul Monetar Internațional. Dificultăți specifice unor politici monetare diferite la nivelul FMI comparativ cu Uniunea Europeană.